În prima duminică din postul Sfintelor Paști, soborul de slujitori al Catedralei Mitropolitane din Iași i-a întâmpinat cu icoane în mâini pe înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pe preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În continuare, cei doi ierarhi au săvârșit Sfânta Liturghie. Răspunsurile liturgice au fost date de corul bărbătesc Kvartson, dirijat de Alexandru Darie. În cadrul slujbei, Părintele Arhimandrit Dosoftei Șcheul, ecleziarh al Catedralei Mitropolitane, a citit pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a explicat de ce Ortodoxia este închinarea către Dumnezeu în duh și adevăr. Ortodoxia, iubiți credincioși, este adevărata cinstire și cunoaștere a lui Dumnezeu celui întreime. Ortodoxia este închinarea către Dumnezeu în duh și adevăr. Ortodoxia este revărsarea iubirii lui Dumnezeu Tatăl asupra lumii. Ortodoxia este viața în Hristos. Ortodoxia este dobândirea Duhului Sfânt, căci acolo unde nu este Duhul Sfânt, nu este ortodoxie. Și unde găsim această sfântă și dumnezeiască biserică ortodoxă? O găsim în sfânta și dumnezeiască liturghie, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului. O găsim în cinstirea sfintelor icoane și a sfintelor moaște. O cinstim în taina îndumnezeirii, adică în umplerea minții și a sufletului și a cugetului omului de împărăția lui Dumnezeu încă din această lume. Și unde nu găsim ortodoxia? Nu o găsim în înțelesurile, ideologiile și filozofiile acestei lumi. Nu o găsim în cugetarea cea trupească, nu o găsim în înțelepciunea acestei lumi, nu o găsim în cugetul cel lumesc. De aceea se cuvine în această sfântă zi, precum se cuvine să împlinim aceasta în toate zilele vieții noastre, și anume să mulțumim lui Dumnezeu. Tot astăzi, în sala Eclezia, din cadrul Muzeului Mitropolitan din Iași, a fost săvârșită Sfânta Liturghie în limba slavonă, în prezența a numeroși refugiați ucraineni. Slujba a fost oficiată de Părintele Vladislav Nedelcu, născut în Republica Moldova și vorbitor de limbă rusă, slujitor la Biserica Nașterea Maicii Domnului Talpalar din Iași, împreună cu un preot ucrainean refugiat.